Vă salut! Astăzi vreau ca să vă arăt cum se montează o organizare de șantier. Am făcut un video de vreo 5 minute, mi-a răcit gura degeaba și telefonul s-a încălzit și am pierdut toată înregistrarea. Așa că vă spun mai pe scurt. David, normal, îi vine să râdă. Așa am pățit și cu când am montat tabloul de siguranță. O să montez această organizare de șantier în locul acesta. Avem o priză 380 cu 5 fire, RST, radul stăriant tănase, nul de lucru și nul de protecție. Deci fazele sunt, deja se văd, L1, L2, L3, adică negru, maro și gri, iar albastru este nulul și galben-verde nulul de protecție. Acum o să prind această casetă în perete. E perete din BCA, așa că o să prindem cu șuruburi pentru montaj. Clipsează bine, nu mai este nevoie să mai punem și capacele din gumă la aceste șuruburi. O scos să-l bag puțin într-o parte. Ține mai bine. Așa. Acum trebuie să facem legăturile. Avem pini. Poate face vreo bucurie. Sârmele de la prizele de 2,20 sunt de 2,5, iar sârmele de la priza de 3,80 sunt de 4 mm pătrat secțiune. Acestea sunt și sertizate. Noi o să punem pini la acestea. O să pun această siguranță pentru prizele de 2,20. Aici avem presetupa la partea de sus. Așa o să prindem și noi, pentru că cablul acesta o să îl introduc în țeavă și o să vină la partea de sus. O să dau gaură și o să prind această presetupă. Cablul este puțin mai subțire. Acesta este pentru cablul de 10. Acesta este mult mai subțire. Ar fi mers branșamentul acela negru. Dar o să-i dăm cu izolier. Deci o să facem ca aici. Am dat cu izolier până când s-a îngroșat, apoi am strâns cu această presetupă și a stat în ploaie, nu a sărit siguranța, am desfăcut-o, nu a ajuns apă în interior. Și avem și un diferențial la poartă, în tablou. Am pierdut videoclipul când am montat tabloul și această organizare de șantier. Aceasta este doar cu două prize 220. Acolo avem 4, pentru că suntem într-un loc unde avem nevoie de mai multe scule la 220. Acum o să dăm gaură cu această freză conică până la 27, ca să poată să intre.
O să scot siguranța. Eu nu sunt electrician, dar stăpânesc destul de bine instalații electrice. Fac mai multe feluri de instalații electrice la 220. Cum se face în România, cum se fac instalațiile în Italia și Marea Britanie. Cele în ring, cele din Italia se fac cu casete de derivație, adică de la tabloul de siguranță plec două tuburi, circuit de lumină și circuit de priză, care merg într-o doză, într-o casetă de derivație. Și de acolo se face instalația în camera respectivă. Să las puțin mai lung. Peste banda aceasta era bine să pun un tub varnish sau un tub termocontractabil. Dar este ok și așa. Apa nu trece. Mai ales că avem acest inel care o să clipseze bine când îl strânge piulița. Asta a fost. Deci băgăm piulița. Am băgat și inelul din gumă, din cauciuc. Strângem bine ca să, chiar dacă sunt piulițe din plastic, trebuie să le strângem ca să clipseze bine, să nu intre apă. Este un plastic mai moale. De aici o să prindem lipsuri. Vreau să desfac această priză ca să văd pe ce fază am pus prizele 220. Nu aș vrea ca să le pun pe aceeași fază. O să avem 3 organizări de șantier. 3 prize asemănătoare și pentru 3 utilaje, de fapt minim 3, deci așa avem în locul acesta.
Uite ce am luat. Am luat faza de la Maro. Da. Deci de la Maro. O să mergem acum pe negru sau gri. Acum o să desfac izolația. O să decablez. Nu fac zi de zi instalații electrice la 380, de aceea nici nu am toate sculele pentru decablat și am numai pentru 220, pentru cabluri mai subțire. Acum o să leg cablurile între ele. Folosim pini gri, aceștia sunt pentru sârmă de 4 și îi sertizăm în felul acesta. Fac aceste videoclipuri pentru că nu prea am găsit pe internet cu aceste videoclipuri va fi mult mai ușor. Să facă și un începător pentru că și eu sunt începător. Am căutat cum se face instalație pas cu pas și nu am găsit. A trebuit să mă documentez, să mă informez și să fac ca să vă arăt cum se face. Acum o să unim negru, care este faza de la toate prizele, cele patru prize. Și să le sertizăm împreună. Cred că cu roșu. Da, roșu a intrat. Iar foarte bine. De fapt e cel mai mare. Acum albastru la fel, albastrul este nulul de lucru,
Ai terminat, tat? Să termine David aici și apoi te ajut. Am mai cumpărat o organizare de asta, șantier, să montez aici, că dacă mut gaterul o parte și altă, să vreau să fac și buștenia de pauloni. Așa o să facem și cu împământarea. Ce e, te simți rău? Nu, dar e cald și nu știu dacă vreau să... O să poftesc să torc și mai repede. Era bine că nu mai plouă să ususe sărăcia să le... Așa. Acum o să facem legătura în această rigletă. Am pus pe o rigletă mai mare și o să prind toate cablurile, apoi o să tăiem linia ce nu mai avem nevoie. Pun nulul de protecție, nulul de lucru, care este albastru. Faza. Acestea sunt pentru 2,20. Am spus că mergem pe albastru, pe negru de la 3,80, pe o fază, pe faza neagră de la 3,80. Acum o să punem nulul de lucru de la 3,80. De protecție. Acum punem fază. Am pus și a treia fază, a doua fază. Aceasta este a treia. Și puntea o să o pun la 2,20. Luăm un gri. Și acum o să legăm priza de 3,80. Negru cu negru.
Aceasta este o fază. Griul cu griul. O altă fază. Maroul cu maro. Albastru cu albastru. Nulul de lucru. Și împământarea. Acum o să tăiem ce nu mai folosim. Și introducem în acești pini, în aceste bolțuri din plastic, această regletă, sau putem să o poziționăm și în felul acesta, care este prea mare. Să o prindem în două șuruburi. O prindem așa. O să fie ok. Prindem nodul de lucru, faza, deci punem nodul. Deci am făcut punte. Aceasta este faza de la 380, faza neagră, care o să o punem în locul acesta. O să o ridic mai sus pentru că avem să rămân cam de fix. Și acesta este nulul. Nulul. Ia pune pe sopțe. Punem nulul în stânga. Ești tu stânga. Și faza în dreapta. Nu că ar fi o regulă. Și o să schimb, o să pun nul de lucru la partea de sus și o să cobor, o să schimb sârmele între ele ca să
ne fie bine. Acum mai avem de prins cele două fire. Prima dată am făcut pe direct. A fost prima dată când am făcut sistemul acesta. Am uitat să mai bag și în siguranță. A trebuit să le desfac iară și să le pun cum trebuie. O să vă explic imediat cum am făcut. Deci avem nulul de lucru. Și faza. Pe care noi trebuie să le punem la negru. La aceste patru fire și la albastru. A fost și tatăl meu pe... l-a mai încărcat niște saci de romeguși și l-am întrebat dacă este vreo regulă cu nulul de protecție, în ce parte se pune în siguranță. Și a spus că pentru el nu este o regulă. Nu știu dacă așa am spus și eu acum, că nu este nicio regulă. Și am terminat. Acum am armat siguranța și trebuie să avem curent, dar înainte trebuie să facem legătura în tablou. Haideți să vă explic cum am procedat. Am luat. Deci în partea aceasta vine cablul principal cu 5 fire RST, nul de lucru și împământare. Am luat de la negru faza, o fază de la 380. Am ales faza neagră ca să nu fim pe aceeași fază și cu prizele celelalte. Le-am unit printr-un pin. M-am dus la siguranța de 220, am ieșit cu o sârmă de 4 mm pătrat secțiune și am făcut legătura cu toate sârmele negre care vin de la prizele de 220. Așa am procedat și cu nulul de lucru. Am luat nulul de lucru albastru de la 380. Am făcut o punte cu o altă sârmă care s-a dus la siguranță. Puntea am făcut-o printr-un pin. Apoi, pe jos, iese nulul de lucru și face legătura prin această rigletă cu nulul de lucru de la prize. Și apoi avem fază R. Este împământarea și nulul de lucru, care este acesta. L-am mutat sus, pentru că erau sârmele prea scurte. Așa vin sârmele legate. Acestea sunt cu pini. Sârmele sunt mai lungi, nu le-am tăiat. Le-am lăsat mai mari, de fapt le-am lăsat așa cum au fost. Acum o să prindem capacul. Evităm să nu prindem sârmele în...
pe margine. Nu-și mie în pață. Am dat pe treapta 1. Pe treapta 1 ca să nu strângă, să decalibreze filetul. Le verific și la mână, deci nu mai este nevoie. Acum mergem și legăm și facem legăturile la tablou. Acesta este cablul care vine de la priza la organizarea de șantier, priza aceea de 380 cu 220. Acum avem cele 5 fire, 3 faze, unul de lucru și unul de protecție. Unul de protecție l-am pus direct în rigleta de sus. Avem unul care ne ducem în rigletă. Putem să prindem și în celelalte borne mai mici, în celelalte riglete. Mergem cu nulul. Deci la partea de sus se face alimentare, iar la partea de jos se face ieșire. Acestea sunt pentru alimentare. O să le punem deoparte. Și acum trebuie să respectăm culorile. Avem maro la partea de sus, maro la partea de jos. Avem gri. Suntem la a doua treaptă. Nu strânge prea tare. Doar cu 50 de newton și are 200 pe treapta a treia, 205 newton pe treapta a treia. Și acum o să facem legătura, le suprapunem una peste alta ca să le prindă bine. Sau putem să le tăiem și să le prindem împreună cu un singur pin. Dar poate avem nevoie ca să acesta l-am cositorit, aceste sârme, și le-am băgat tub termocontractabil. Urmează gri. Eu nu-mi place acolo.
Maro. Deci le-am suprapus, nu le-am pus una pe lângă alta. Pentru că pinul este posibil să fie mai subțire decât ce firul acela costorit. Și acum este gata. Am acționat, am armat. Armăm și priza. Acum avem curent. Acum armăm siguranța al 220. Și avem curent. Deja licăre. Deci avem curent și putem să punem și ștecherul de la gater. Aici o să facem legătura, o să punem priza de la circular. Nu o să mai dau altă gaură, o să pun cablul în spatele la branșament. O să pun provizoriu aceste clipsuri. Să sperăm că într-o săptămână o să pregătim suprafața pentru să turnăm, ca să turnăm betonul. Trebuie să facem încălzire în pardoseală aici. Acum trebuie să pun capacul. Sperăm că nu s-a deplasat nicio siguranță. Dar vreau să bag toate accesoriile. Aici avem și niște capace în caz de lângaură greșit. Încă nu le-am numerotat, nu am scris nimic pe această hârtie, nici sus, nici jos. O să scriu când o să montez toate utilajele. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să vă abonați, să lăsați un comentariu, să distribuiți. Vă mulțumesc mult pentru vizionare și până data viitoare, numai bine!